Bună seara și bun găsit cu Radio Constanța, la microfon Dana Sterghiuli. Trăim într-o societate în care ne lipsesc informațiile despre cum să depășim anumite situații de viață. Astfel ne putem simți nesiguri, blocați în luarea deciziilor de a face schimbări sau de a ieși din zona de confort. Apar însă momente în viața noastră în care este necesar să manifestăm curaj și să avem experiențe noi. Despre curajul de a îndrăzni discutăm astăzi cu psiholog clinician principal Niculina Gheorghiță în emisiunea Stil de Viață. Stil de Viață. Bună seara și bine ați revenit la Radio Constanța. Bună seara, bine v-am regăsit. Ne inspiră primăvara să îndrăznim, să creștem. Da, ne inspiră primăvara să scoatem la suprafață tot ceea ce am contemplat în timpul iernii. Pentru că iarna noi stăm în casă mai mult, citim, ascultăm, contemplăm, suntem atenți la ce vrem să facem, îndrăznim să avem vise, să le visăm. Iar când vine primăvara, ăsta este și rolul primăverii, să scoatem la suprafață tot ceea ce am contemplat de-a lungul iernii, atunci când am fost în burlogul nostru interior. Și primăvara ne împinge exact cum scot ghiocei capul din pământ, din zăpadă, să scoată floarea. Așa ne împinge și pe noi primăvara să luăm curaj, să manifestăm curajul, să începem să facem ceva pentru noi. Și cum facem asta? Cum facem asta? Nu-i neapărat foarte greu sau foarte ușor. Singurul ingredient principal de care avem nevoie este starea de prezență și cunoașterea de sine. Adică să începe să vă puneți întrebări. Vreau eu să fac asta? Îmi place mie să fac asta? Vreau să schimb ceva? Nu-mi place ceva în casă? Oare ce aș putea să schimb? Mobila sau perdeaua sau să dau altă culoare pe perete? Deci pentru asta ai nevoie de curaj. De ce? Creierul nostru reptilian, creierul la vechi, lui place stilul de viață pe care l-ai avut 20-30 de ani, să nu facă nicio mișcare. Pentru creierul nostru, în momentul în care am făcut ceva nou, e un mare stres. Și atunci, evident că fiecare om acceptă și îi place acea zonă de confort în care este obișnuit să stea de-a lungul timpului. Pentru a ieși de acolo, ai nevoie de curaj, adică de o încredere, așa, mă duc în necunoscut, nu știu ce o să fie. Stau cu mov pe peretele din casă, ia să văd ce o să fie. Pentru asta ai nevoie de acel curaj, de acea zvâcnire, unde evident că prima dată va trebui să lași deoparte părerea celorlalți. Asta e iarăși un lucru important de care avem nevoie. Pentru că dacă încep să întrebi oamenii, știi, aș vrea să-mi dea o pată mov pe perete, ce părere ai? Toți o zică, Doamne, ce-ai pățit? Cum să fii cu mov? Că movul nu știu ce face, etc., etc. Deci, ca să faci o schimbare, ai nevoie de curaj și ai nevoie să te protejezi sau nu neapărat să te protejezi, să nu începi să spui tuturor ceea ce vrei tu să faci. Mama mea avea o vorbă, atunci când vrei să faci ceva, să nu spui la nimeni, adică după ce ai făcut. Înțeleg că piatra de hotar este să știi ceea ce vrei exact, să faci. Da? Cum reușim să ne dăm seama ce ne dorim cu adevărat? Punându-ne acele întrebări de care am spus mai devreme, să mă cunosc pe mine. Ok, am niște nevoi care nu sunt împlinite. Ce înseamnă asta? Mă duc pe dimensiunea familială, pe dimensiunea profesională, pe dimensiunea interioară, pe dimensiunea societății, pe dimensiunea financiară. Sunt 5 dimensiuni pe care să ne focusăm sau să ne punem întrebări. Dom'le, sunt eu împlinit în relația mea de cuplu? Nu, ok, ce îmi lipsește din relația asta? Am dat un exemplu, poate fi și da? De obicei, la români aici sunt multe probleme în relațiile de cuplu, da? Ce îmi lipsește? Nu pot să comunic cu partenerul ce vreau eu. Este irascibil când așa. Ok, noi asta vedem la el, dar el nu le-ar putea manifesta dacă noi nu le conținem. Și atunci, de aici, mă duc și mă întreb, ok, când sunt eu irascibil, cu cine? Și te duci și te cauți. După care te duci pe dimensiunea profesională. Sunt eu mulțumit la jobul pe care l-am? Sau aș vrea mai mult? Sau sunt satisfăcut? Sau simt că mă plafonez? Deci mereu să ne punem întrebări. Dacă îți pui întrebările și îți dai seama că ești împlinit, e ok, ce aș putea face în plus ca să fiu și mai împlinit? Dacă nu ești împlinit, cauți dimensiunea să vezi ce nevoi trebuie să ți le împlinești. După aia pe dimensiunea societală, adică cum ești în societate, dacă ești cu prieteni, dacă ai prieteni, dacă așa. Pe dimensiunea interioară, cum mă simt eu cu mine? Mă simt bine, nu mă simt bine? Simt că pierd timpul, mă simt scursă de energie, mă simt obosită și așa mai departe.
Tot prin întrebări reușim să ne cunoaștem pe noi, verificăm aceste 5 dimensiuni și în permanență omul, pentru că de-aia omul este în permanență într-o continuă evoluție, niciodată nu va fi mulțumit din momentul în care este. Și sunt mulți care spun, domne, dar nu ești mulțumit că ai de toate, aia, ce-ți mai trebuie? Dar eu nu fac asta că am de toate sau pentru asta, ci pentru trăirea pe care o am când fac ceva. Și atunci, evident că mă raportez în cu totul altfel la dimensiunea viață și nu la avea ceva, ci la a fi ceva unde ești. Poate nu suntem atât de obișnuiți să lucrăm cu noi înșine, pentru că prin ceea ce ne spuneți dumneavoastră trebuie să ne întoarcem la noi. Putem identifica aceste nevoi singuri, de vorbă cu noi înșine, sau e nevoie de un terapeut, de un facilitator care să ne ajute în acest proces? Și. Deci dacă cineva e destul de blocat și chiar nu vede nicio ieșire, e clar că are nevoie de un specialist, un psihoterapeut sau un consilier care a terminat psihologia și face așa ceva, pentru că un specialist știe ce întrebări să-ți spună și când ca tu să te deblochezi. Dacă tu îți dai seama că te cunoști, zici, uite, aici nu-s mulțumit, aici nu, poți să faci și singur aceste întrebări. Important este să fii cât mai autentic cu tine, adică să fii cinstit cu tine, asta înseamnă să fii autentic. Că așa foarte mult se îmbată cu apă rece și spun, uai, ce bine mi-este, sunt zen, sunt aia, dar peste 10 minute îl vezi că se manifestă cu o isterie de zici, ce zen era, da? Deci, dacă simți că ești blocat undeva și vezi că nu poți singur să faci pași, evident că ai nevoie de un specialist. Dacă poți să faci pași singuri, evident că poți să-ți pui întrebările, să descoperi nevoile și să le pui în practică. Asta înseamnă să începi să ai curaj. Pentru că odată identificată nevoile, urmează evident, acțiunea. E nevoie urmează să acționăm. Automat acțiunea. Aici intervine frica un pic. Tot timpul intervine frica din cauza creierului, ce v-am spus mai devreme. Asta nu vrea nimic să schimbi. Dar când avem informațiile astea și știm că orice vrem să facem nou, reptilianul nostru nu ne lasă, pentru că ieșim din zona din confort și pentru el este un întreg stres. Eu personal chiar atunci mă apuc de lucru. Zic, ok, reptilianul, le tâlneștesc. Am mai făcut din asta, nu e prima dată, da? Și ceea ce e important este să înțelegem că noi suntem două dimensiuni cumva, personalitatea și partea aceea divină sau sinele divin. Și acestea două când sunt unite, noi vom avea curaj. Când nu sunt unite și suntem doar în personalitate, nu avem curaj. Ce le unește? Le unește poziția de observator, spun eu. Ce înseamnă asta? Înseamnă că mă observ. Îmi observ mintea, îmi observ comportamentele, mă observ acțiunile, mă observ ce mănânc și când eu mă observ pe mine înseamnă că mai e o entitate care observă, da? Și atunci aia e partea divină sau observatorul. Și în momentul ăla când te observi, în sfârșit puterea ta începe să fie la tine. Nu mai este în periferie, cum ar fi în personalitate, în frici, în temere, deci am văzut că pot să fac asta, ia să mai fac și asta. Evident, stând de vorbă în interiorul tău. Aceasta presupune o altă stare de prezență, a fi observator. Exact ce am spus, prima condiție principală este prezența activă. Vorbeați puțin mai devreme despre creierul reptilian, că de multe ori gândim luptă sau fugi. Da. Și probabil că atunci când trecem prin frică, vocea minții spune stai pe loc pentru că tu vei întâlni obstacole, ceilalți vor vorbi despre tine, tu n-ai să reușești, că n-a reușit nimeni din neamul tău și nu o să fii tu primul. Exact. Cum te pășim? Că pare a fi un blocaj al... Da, al este un blocaj la un moment dat, un blocaj mental. În societate, adică în credințe între astea false. Eu recomand celor cu care discut lucrurile astea sau cursanților mei, intrând în poziția de observator, să lase gândurile astea care vin, nu ești în stare, n-ai nicio șansă, să lase să treacă așa prin fața lor. Pur și simplu să nu le mai opună rezistență și nici să nu le ruleze. Ce înseamnă să nu le ruleze? Să nu le dai energie. Da, ai dreptate. Nu, lasă treacă. Ok, lasă treacă. La un moment dat ele nu mai vin, pentru că tu n-ai opus rezistență. Și atunci nu mai este acea energie care să vină să dea una în cap din nou. Lasă să treacă și deodată mintea ta e liberă și zici, wow, deci vreau să fac aia sau nu vreau? Iarăși mă întreb. Pentru că acest curaj vine din, exact ce v-am spus, din conectarea personalității cu partea divină, cu partea care e unită cu tot și totul. Totul, curajul de acolo vine. Dacă ești în personalitate, nu ai cum să ai curaj. Trăiești în frică, în vină și în rușine. Dacă ești în partea asta, ai curaj, îndrăznești, îți pui o intenție, ai voință,
De aceea se și spune că frica, rușinea și vinovăția sunt cele mai negative metode de emoții. Manipulare a oamenilor și de distrugere a psihicului uman. Ne spuneați puțin mai devreme să lăsăm gândurile să treacă, adică ele doar să ne tranziteze, să nu creăm o poveste, adică să nu le dăm mai multă amploare. Mai multă energie decât trebuie. Și prin asta reușim într-un fel Pentru că nu mai vine energia aia, că tu singur, dacă îți vine un gând negativ sau un gând dintre ăsta destructiv, că nu ești în stare și tu îl rulezi tot timpul, el mereu îți va aduce un alt gând, mai puternic, mai puternic, mai puternic, până când te-ai oprit. Păi când dacă lași să treacă, e ca și cum trece, nimic nu-l mai împinge, nimic nu-l mai blochează ca el să vină după aia cu putere. Frica și curajul sunt la doi poli. Așa. Cum reușim să fim într-o zonă de mijloc, făcând aceste lucruri despre lucruri, starea de prezență, poziția de observator în care lăsăm să treacă aceste gânduri care nu ne lasă în pace și acțiunea, comportament în acord cu ceea ce vrei. Adică vreau să am curaj să mă dau cu schiurile, dar eu nici nu mă gândesc să-mi cumpăr schiuri sau nici măcar nu mă duc să văd cum îi, dar eu o să fac cândva. Nu. Deci vreau să mă duc să schiez, deci iau atitudine, încep să acționez. Acțiunea aia cu pași mici. Mă duc pe pârte, văd cum se dau oamenii. La început e frică mare, mai ales te apuci la 40 ceva de ani de schia, da? Frică spre panică. Exact. După aia zic, mamă, cum se dau ăștia de sus? E, nu-i nimica. Mă duc cu prietenul meu, zic, hai să luăm schiuri, nici să luăm schiuri. Mă vedeam cu el în casă, ziceam, Doamne, o să urpă astea, ce o să fac? Da? Deci e continuu cumva o luptă între personalitatea care zice stop, că ai să-mi faci ceva rău, și sinele care zice du-te și experimentează să vezi cum te simți făcând lucrul ăsta. Și într-o zi am pus schiurile și am văzut cum ne simțim. Da? Dar pentru asta faci niște acțiuni care cumva să te apropii încetul cu încetul. Nici nu te apuci imediat să te urci pe schiuri din prima să o iei la valic reptilianul tău. Așa îl pregătești. Pregătești până când te lasă în pace, adică nu-ți mai apare panica aia, oare ce ai să faci, cum ai să faci. Dacă vorbim despre curaj, vorbim despre o emoție, vorbim despre un sentiment sau despre un comportament? Vorbim despre un sentiment. Curajul este un sentiment. E ceva care este înaintea unei experiențe. De exemplu, experiența, vrei să ai o experiență, cum am dat exemplu cu schiatul, da? Vreau să am această experiență. Cine îmi pregătește mie această experiență? Eu, personalitate, care zice, bă, dar eu nu sunt în stare să fac asta. Și sinele care zice, hai să faci asta. Eu, personalitate cu sinele divin, împreună, unite, îmi dau drumul la experiență. Și eu, ca să mă duc în experiență, am nevoie de acel sentiment, de cea, da, domnule, acum sunt pregătit. Sentimentul ăsta e, acum, vum, am plecat. Și sunt pregătită, ăla e curajul. Curajul, ca să faci ceva nou, ai nevoie de curaj, încredere și detașare. Ca să vă spun și celelalte două ingrediente. Curaj, încredere și detașare. Am curaj să mă duc pe părți, am încredere că voi ajunge cu bine jos și mă detașez, mă las cu inima ușoară să mă joc, să văd cum a fi, ce-și putea face. Da? Dar mă duc pe părți echipat, cu tot ceea ce e necesar, exact. Să nu se înțeleagă alte lucruri. Exact, să nu înțelegem altceva, ne apucăm acum să zburăm pe acolo. Deci acționăm conform a ceea ce urmează să fie acea experiență. Doar când ne pregătim și emoțional, și sufletește, și sentimental, ca să trecem peste ea. Deci curaj, încredere și detașare. Și detașare. Am putea adăuga și perseverență? Da, nu știu, dacă ai curaj deja mă gândesc ai un proces, perseverență. Mă gândesc că e un proces și ne putem opri la mijlocul drumului. Nu. Să renunțăm. Cum. Mă gândesc că perseverența cred că e ceva ce ține poate de a duce lucrurile la bun sfârșit. Dar curajul e dincolo de asta. Adică, nu știu, eu așa văd. E posibil să fie și alte perspective. Ce se întâmplă în corpul nostru când avem curaj? Când avem curaj, creierul nostru începe să secrete dopamină, care este un neurotransmițător care te duce să reușești. Și dopamina aia are niște receptori care duce în mușchi, în absolut tot. Adică ai să simți în corp, în toată ființa, din crește până în tălpi, așa ca un fior, ca o chestie, vum. M-am dus. Asta face dopamina. Deci este un neurotransmițător și sunt niște uleiuri esențiale, jasmin, cu care te dai și îți crește dopamina și te duci pe pârtii. Și când ne este frică, ce se întâmplă în corp? Când ne este frică, creierul se secretă adrenalina și cortizolul. Și atunci avem nevoie de GABA, care este tot un neurotransmițător
și tot din uleiurile esențiale avem neroli, care se numește neroli și te dai după urechi sau pe mâini și mirosul ăla în 20 de secunde ajunge în creier și schimbă chimia, adică încep să cred gaba și te liniștești pur și simplu. Am înțeles, curajul vine din această împletire, da, a personalității cu sinele divin. Cu alte cuvinte, a minții și inimii noastre, da, dacă am putea să spunem asta, sau a minții și vocii noastre interioare. Și înțelegem că această compunere, această simbioză e posibilă. E posibilă prin starea de prezență și poziția de observator. Vreau să ne referim mai departe, doamna Niculina Gheorghiță, la curajul când îți susții un punct de vedere, când îți pui părerea, când te faci auzit, care nu necesită neapărat o acțiune fizică, cum a fost aceasta pe o pârtie. Curajul, sunt diferite lucrurile aici? Sunt. În momentul în care tu ai crescut într-un mediu în care să nu spui altuia că o să te rănească, oamenii să nu știu cum ai grijă și mereu cu fricile astea în spate, ajungi să nu-ți mai cunoști valoarea, adică să nu te mai simți și tu cineva pe pământul ăsta, ci ești așa undeva lăsat deoparte. Și atunci te ajută să-ți activezi valoarea de sine. Adică, spunea Brené Brown, o cercetătoare, că fiecare om are menirea de a trăi fericit pe pământul ăsta și că fiecare om este important pe planeta asta. Și spune această cercetătoare, care a făcut foarte mulți ani cercetare pe domeniul ăsta de rușine, de ce nu spunem, de ce nu ne validăm, de ce nu ne valorizăm pe noi, că educația din mica copilărie este cea care ne duce aici. Și atunci, evident, când n-ai curaj să-i spui cuiva ceva, crezând că o să creadă ceva despre tine, crezând că îl superi și toate lucrurile astea, iar tu nu ești auzit și ești mereu frustrat, nimeni nu te vede, nimeni nu te aude, pentru că tu, de fapt, nu știi cum să faci asta în așa fel încât să fii bine pentru toată lumea. Și atunci, eu recomand o afirmație, eu sunt întotdeauna valoare de sine. Și spunem aceasta, eu sunt întotdeauna valoare de sine, ca să simți și tu că ești un om valoros pe planeta asta, indiferent ce faci. Cât dai cu mătura prin casă, cât speli niște vase, faptul că ești acolo, asta înseamnă că ești un om valoros. Pentru a manifesta curajul de a putea vorbi, de a putea exprima, de a te putea fi, de a te face auzit, e nevoie să lucri cu interiorul tău destul de mult. De aceea eu personal fac aceste cursuri de dezvoltare personală. 6 luni durează, până când foarte mulți cursanți îmi spun: am avut și eu curaj să spun nu mai pot sau nu mai vreau acum. Mult timp. Pentru că sunt foarte multe traume, foarte multe răni, foarte multe suferințe și durere adunată acolo și tu nu poți să o depășești singur. De aceea necesită lucru cu interiorul tău țintit așa pe diverse dimensiuni. Și înțeleg, atunci curajul are un pic legătură și cu manifestarea puterii personale. Da, pentru că e o putere care există exact în interiorul există nostru. Există noi și am acoperit-o cu diverse credințe și diverse suferințe și noi o scoatem la suprafață. Și ceea ce mărturisesc cursanții este că în prima fază familia, toți sunt supărați că unde te duci la cursul ăla, că văd că ai devenit tu cum egoist sau mai știu ce, dar după nivelul 4 sau 5 toată lumea zice: când mai e cursul ăla? Pentru că în prima fază e o schimbare, evident, și creierul lor reptilian face urât, cum adică nu mai te lași pe tine, te ocupi numai de tine, adică nu te mai ocupi de noi cum te ocupai înainte. Dar în timp apare acea armonie, pentru că toate frustrările dinainte se răsfrâng în primul rând în familie. Faptul că nu ești mulțumit, că nu ai curaj, că nu știi să spui, tot acolo se răsfrânge. Am experimentat și eu și cred că și mulți oameni. Nu am avut curaj să spunem nu. Nu sunt de acord cu asta. Nu vreau să fac asta. Da. Din frică, din... Nu aleg să fac asta. Da, da. Pentru... Ce recomand eu celor care ne ascultă și nu numai, în momentul în care vrei să manifesti curajul, spui afirmația: eu sunt întotdeauna curaj în manifestare, pe toate dimensiunile. Pentru că în momentul în care începi să spui afirmația asta, îți creează acea conexiune neuronală pe care nu ai avut-o până acum în creier. Și încetul cu încetul, hai să ai curaj să spui: nu vreau să fac asta. Este dreptul meu să spun că nu vreau să fac asta. Dacă nu vrei, pentru că de fiecare dată când călcați pe voi și faceți un compromis, atunci înseamnă lipsa iubirii de sine, înseamnă suferință viitoare. Pentru că atunci când faci ceva împotriva voinței tale, este ca și cum te-ai separat de sinele tău divin
și evident personalitatea va avea de suferit. Discutăm la Radio Constanța despre curajul de a îndrăzni. Invitatul special al ediției de astăzi a emisiunii Stil de Viață este doamna Niculina Gheorghiță, psiholog clinician principal. Discutăm așadar despre curajul de a ieși din zona de confort. Da, și din compromis. Curajul din compromisuri, curajul de a face lucruri diferite, curajul poate de a alege diferit în relațiile noastre, în viața în noastră, carieră. Ce să îndrăznim să facem? Ce face, ne face nouă bine. Tot ceea ce ne aduce starea de bine și de bucurie, ai pentru noi. Și când o faceți pentru voi, nu mai contează ce zic alții, nu vă mai afectează că cineva e de acord sau nu cu părerile voastre. Evident, facem toate astea făcându-ne nou bine, fără să călcăm pe demnitatea și liberul arbitru cuiva. E important de reținut asta. Ne-am obișnuit de multe ori, poate, cu eticheta de victimă și nu știm ce este binele. Cum ieșim din asta? Așa este. O să vă spun, ca să putem ieși din stările astea de victimă, o să vă formulați afirmații cu merit. Eu merit să fiu fericit sau fericită. Eu merit să fiu iubit sau iubită. Eu merit să fiu apreciat. Eu merit să fiu acceptat. Pentru că victimile au crescut cu un program, ele nu merită decât dacă fac ceva. Condiționările. Și atunci, ca să ieșim de acolo, o să vă spuneți afirmații cu eu merit. Pentru că în momentul în care ajungi să te simți că meriți, poți să spui nu, poți să dai seama că orice vis ai, orice intenție ai, poate deveni realitate dacă tu vrei. Pentru că totul ține de puterea noastră de concentrare, de energia psihică pe care o dirijăm spre acel focus sau acea acțiune sau vis pe care vrem să-l facem. Asta e tot ce. Și de intenția cu care facem lucrurile. Păi asta, intenția trebuie să fie o intenție curată, în așa fel încât să nu călcăm pe demnitatea cuiva sau pe liber arbitru a cuiva. Am observat că ați făcut o conexiune între curaj și iubirea de sine. Da. Care este legătura? E una foarte importantă. Dacă mă iubesc pe mine, voi avea curaj. Dacă nu mă iubesc pe mine, nu prea am curaj. Lipsa curajului indică lipsa iubirii de sine. Ce înseamnă iubirea de sine? Iubirea de sine înseamnă să avem grijă de corpul nostru, de mintea noastră, de sufletul nostru, de relațiile noastre, de absolut tot. Nu are cine să aibă grijă decât noi. În momentul în care ai grijă de lucrurile astea, înseamnă că te iubești, adică te pui pe primul plan în realitatea ta. Sunt oameni care trăiesc pe planul al 10-lea în realitatea lor. Evident, acolo e foarte multă durere, frustrare și nefericire. În momentul în care tu vii pe primul plan în realitatea ta și te întrebi ceva, vreau cu tare să fac sau vreau, da, mai ai copii acasă care trag de tine, care aia, care aia. Când te iubești pe tine, începi să spui, uite, mami are acum ceva treabă și în 5 minute mă ocup de tine. Dacă nu te iubești pe tine, ai să te duci repede la copil ca să fii o mamă bună și să nu te judece nu știu cine, etc., etc. Nu-ți faci treaba, frustrarea în interior crește, copilul simte și te vrea mai mult lângă el și explodezi la un moment dat așa cum nu ar trebui să faci. Ok? Aia înseamnă lipsă de iubire de sine. În momentul în care te iubești, ai să poți să spui, un pic, acum este timpul meu, revenim și ne continuăm treaba. Iubirea de sine este, cred că, cea mai importantă atitudine pe care ar trebui să o avem pentru noi. A te iubi pe tine înseamnă să dai la corp alimentele potrivite, să-l speli când trebuie, să-l îmbraci cu ce trebuie. Pentru că dacă ai ieșit pe stradă la minus 20 de grade în mâine că scurtă, s-ar putea să... Deci e clar, e semn clar că nu te iubești pe tine. Când te iubești pe tine, îi dai minții în fiecare zi măcar ceva, materii de citit, o informație nouă, ca să-ți activezi curiozitatea, să vezi lucrurile diferite, să înțelegi oamenii altfel. Dacă te iubești pe tine, ai grijă de sufletul tău, te duci la un spectacol, la ceva ce te încarcă, la o piesă de teatru, la o operă, te duci la plimbare pe faleză, te duci undeva, că atunci așa simți tu, să contempli luna, să contempli soarele, fără să dăm cuiva justificări sau de ce mă duc sau ce fac acolo, pur și simplu că așa ai simțit tu. Dacă te iubești pe tine, în relație ești foarte atent să nu depășești granițele tale către celălalt, nici pe alții să nu-i lași să treacă peste granițele tale. Dacă te iubești pe tine, vei fi în permanent atent la tot ceea ce emiți și atunci când te iubești pe tine, vei fi atent că exteriorul reflectă interiorul. Adică am scăpat de vinovați când apare iubirea de sine. Cel din afară nu este responsabil de stările mele, cum nici eu nu sunt responsabil de stările celorlalți. Și atunci când înțelegi lucrul ăsta, te observi mereu, ce buton mi-a apăsat?
De ce am acționat eu așa? Unde am de lucru? Asta înseamnă iubirea de sine, înseamnă să te observi în permanență, să fii atent la tine, să-ți împlinești nevoile de bază și să vrei să evoluezi, să te dezvolți. Iubirea de sine nu are nicio legătură cu a fi egoist. Nu. Că știți că se am face deseori. Definiția. Definiția unui om care se iubește este un om care mai întâi are grijă de nevoile sale și apoi de ale celorlalți. Definiția egoistului este următoarea. Un egoist este o persoană care pretinde de la alții ca întâi să aibă grijă de nevoile lor. Exact. Deci este o mare diferență de la cer la pământ. Și atunci când noi ne iubim pe noi înșine, deci când avem această iubire de sine, practic umplem un rezervor exact. Și automat că putem și celorlalți să oferim dăruie, din praplinul. Dăruim în permanență fără așteptări. Din praplinul nostru. Da. Iubirea conține totul. Așa conține e. Și curajul. Așa e. Curajul nu este absența fricii, spune Ambrose Redmond, este mai degrabă înțelegerea că altceva mm-hmm. este mai important așa decât e. Frica. Da. Frica e o limitare a noastră de a nu depăși cunoscutul. Și nu mai știu ce maestru spunea că necunoscutul naște potențial. Adică în momentul în care eu mă duc în necunoscut, atunci îmi dau seama ce resurse am, ce potențial măreț am și ce pot să fac. Ca să ne ducem în necunoscut, trebuie să ieșim din zona de exact, confort, zona obișnuințelor. Da. Și asta ne duce spre începutul emisiunii și da. Spre tot ce am vorbit până acum. Avea curaj, spuneam puțin mai devreme, înseamnă și să îți susții punctele de vedere, mm-hmm. să-ți pui părerea, să te faci auzit. Și mă întreb acum dacă nivelul de curaj depinde de la o persoană la alta și dacă are legătură cu experiențele trecute evident, ale persoanelor. Evident. Curajul are legătură cu primii 7 ani din copilăria noastră. Dacă ați avut o mamă hiperprotectivă care nu vă lăsa să faceți nimic ca să nu vă lovi, să nu căde, să nu aia, evident că curajul este mult diminuat la persoana respectivă. Dacă a avut o mamă sau niște părinți care l-au împins, hai, du-te, fă, am încredere, ai să reușești, ai să poți, acea persoană va fi mai curajoasă decât cel care a fost ținut sub oboroc, cum îi spunem noi. Dar ne putem dezvolta evident, curajul, orice atitudine, devenind conștienți. Orice resursă interioară poate fi activat oricând și la 100 de ani. Doar să fii conștient. Doar că primii 7 ani ne pot ajuta da, sau nu? Sau nu. Dacă nu putem trece de experiențele copilăriei și de situațiile de neiertare față de părinți care bănesc da. Au făcut și ei ce au știut și ce au putut raporta la situația lor. Cum rezolvăm asta? E un pic rezolvăm greu dacă asta? Nu reușim să facem iertări cu părinții, pentru că atunci când rămânem cu acea energie de suferință și nu se întâmplă dezlegarea, e ca și cum energia ta rămâne blocată acolo. Până nu ne integrăm părinții pe mama și pe tata, nu poți avea o viață fericită, pentru că la baza ta, a entității tale care ești în viața asta, este o părticică din mama și din tata. Și ca și cum tu refuzi acea părticică care face parte din tine. E așa o chestie foarte alambicată. Dar în momentul în care, uitați, am un aparat, un scanner de ăsta care se cheamă Zito și Zito îmi dă la un moment dat o afirmație, aveam eu ceva cu tata, evident, și îmi spune, iartă-i pe mama și pe tatăl tău pentru toate imperfecțiunile lor. Vă dați seama, ăla e un aparat discanat. Creierul, cum e posibil să-mi dea așa ceva? Vedeți, totul, tot acolo se duce. Iartă pe mama și pe tatăl tău pentru toate imperfecțiunile lor. Evident, au făcut ce au știut. Când înțelegem asta, e adevărat, e greu, e dureros, poate. Dar mergem la niște specialiști, la un psiholog, mai facem niște exerciții de rearmonizare de una de alta și trecem peste. Deci, mereu insist pe acest lucru de integrarea trecutului trăit cu mama și cu tata. Și de acceptare da, a situației de viață. Așa nu înseamnă să lăsăm lucrurile așa, nu. Din potrivă, dar să acceptăm că el așa s-au întâmplat. Așa s-au întâmplat, au fost pentru evoluția noastră, pentru că de fiecare dată pe toți oamenii care ajung la mine îi întreb dacă părinții tăi ar fi fost cum ai fi vrut, tu mai erai azi aici? Nu. Păi vezi. Deci, n-ai fi ajuns aici dacă ei n-aveau acele comportamente. Chiar dacă unele au lăsat răni adânci.
Dar rănile alea se pot vindeca, că avem diverse metode, terapii, tehnici ca să putem vindeca. Și rănile au fost și cu beneficii, dar vedeți, exact, în suferință nu vedem și beneficiile. Dar întotdeauna, da, în experiență este... Este și o parte și alta. Și, da, o parte de beneficiu, uh-huh, acolo. Haideți să folosim puțin de elementele naturii, pentru că am zis că, da, este primăvara, da, și că ne inspiră să îndrăznim, da, să creștem. Și vreau să vă întreb, doamna Niculina Gheorghiță, ce ne arată natura nouă? Natura, vorba lui Ivan Hove, este cel mai bun profesor al nostru. În permanență, ea este în schimbare. Acum primăvara ne arată cum din nimic, dintr-o sămânță, iese la suprafață și va rodi și va ajunge o floare sau un pom cu foarte multe bunătăți. Natura este cea care ne inspiră, pentru că în ea este implementat toate codurile bunei funcționări. După cum vedeți, la ea nu are sincopie, la ea totul curge într-un ritm propriu, unic, fără grabă, cum suntem noi pe fugă, noi am vrea, dacă se poate ieri, să fi întâmplat ceva. Ei, la natură nu. Întâi sămânța care e acolo, crește, iese și așa mai departe. Natura ne învață să avem răbdare, să așteptăm ca lucrurile se întâmplă, dacă avem o intenție, pentru că și ele au intenții. În sămânții trecut, genomul, la ceea ce urmează se întâmplă, ai intenția, la fel și noi. Natura ne arată că orice vis pe care îl avem poate deveni realitate dacă credem în el. Și, da, natura e tot ce ne poate inspira pentru o evoluție frumoasă. Și ne arată că se pot lucrurile regenera, da, că se pot schimba, da, că fiecare pom rodește în sezonul lui. Exact, asta spuneam, toate au un rost, un rol, nu când vrem, atunci când e momentul. Cum vă simțiți la malul mării când veniți la Constanța? Da, mă simt foarte bine acum, că au fost foarte cald zilele astea. Data trecută când am fost, a fost foarte frig și n-am mai trăit așa acele alea care parcă mi-intrau peste tot de la frig. Cât de mult ne ajută marea aici? Dobrogea este un tărâm pe ape sau oricum, da, cu ieșire, da, la, da, apă, la Dunăre aici, și la mare. Da, aveți noroc de partea asta de sare care purifică energiile și faptul că aveți multă apă în jur, apa e cea care îi tot ține de purificare în general, de purificare, de curățare, de așa, mai ne curățim, mai stăm, mai căutăm, mai găsim. Asta vă dă apa. Nemărginirea asta pe care o vezi în permanență și curajul de a vedea dincolo, ce este dincolo de apă. Și de a fi flexibil, mm-hmm, de a fi fluid, mm-hmm, da, cred că ne inspiră. Oamenii sunt romantici. Da. Am văzut în seara aceasta. Ați văzut? Cum sunt, da, oamenii la munte? Oamenii la munte sunt foarte calmi. Asta e calmitatea la munte. Mai așezați. Da. Așa, au ritmul lor, nu îi fugărește nimeni. Și se iubesc foarte mult pe ei. Asta am apreciat și când m-am mutat în Brașov, am zis, Doamne, aici sunt în altă lume. Oamenii se iubesc pe ei. Mă uitam inclusiv la magazinele astea mici, la ora 7 sunt închise. Vin de la Iași să te ajut până la 12 noaptea cu niște tarabe. Și... Iar în Constanța sunt non-stop. Ah, bun. Foarte, deci, multe. Foarte interesant. După aia, când mă duceam, dacă se nimerea să ajung după amiaza în mall, era plin mall-ul. Adică oamenii după servici nu se duc acasă repede la cratiță, la spălat, așa. Ei se duc. Socializează. Socializează și au masa în oraș. Cu copiii, la joacă, foarte frumos. Eu, așezare din aia așa, e ca o tihnă, aș spune. Vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră la Radio Constanța, mulțumim pentru acest ajutor de conștientizare, vindecare, mm-hmm, și creștere și mesajul pentru astăzi este să îndrăznim, să îndrăznim, să avem curaj în manifestare. Vă mulțumesc! Cu drag! Seară frumoasă tuturor!